Miercuri, la Colegiul Național Roman Vodă a avut loc Cercul Profesorilor de Istorie, eveniment care vine în întâmpinarea zilei de 1 decembrie, dar și ca o continuare a tuturor activităților realizate cu ocazia centenarului. Este un eveniment care a fost cu activitățile pe care anul acesta de centenar Catedra de Istorie de la Colegiul Național Roman Vodă, astăzi și în colaborare cu Catedra de Istorie de la Școala Gimnazială Vasile Alexandru, o desfășoară, o activitate dedicată atât trecutului eroilor noștri pe care îi comemorăm și suntem mulțumiți și încântați de prezența aici a domnului istoric militar Vinuș, care le va oferi elevilor câteva informații legate de trecutul eroic al țării noastre. De asemenea, dacă ne raportăm la prezent, colegii mei care fac parte din cercul de istorie din liceile și școlile generale de Roma și zonă vor prezenta activitățile pe care le-au desfășurat vreme de un an de zile, iar dacă ne gândim și la viitor, avem alături elevii talentați care vor transmite, așa cum știu mai bine, prin cântec, joc și poezie, acest mesaj de mândrie că sunt români, mai ales atunci când aniversăm centenarul Mariei. Se poate spune că după data de 1 decembrie se încheie toată sărbătoarea centenarului, an în care trebuia să fim uniți, fericiți și mândri de faptul că suntem români.